Târgujienii merg pe stradă cu privirea îndreptată spre cer, de teamă să nu fie loviți de zăpada de pe acoperișurile clădirilor. Chiar și așa, nenorocirile apar atunci când trecătorii se așteaptă mai puțin. Se întâmplă chiar și la case mai mari, ultimul incident fiind înregistrat aseară la o firmă de pe strada Victoriei. Panoul din fața magazinului Foto a fost doborât de zăpadă. Ce s-a întâmplat? A picat zăpada după bloc. Așa de puternic a lovit și firma? Da, nu numai aici, mai pică și mai încolo. Ce s-a întâmplat, doamnă? A căzut zăpada de pe acoperiș. Era la serviciu când s-a întâmplat? Da. L-a distrus firma luminoasă? Da. Păi teamă să nu mai cadă? Da. Trecătorii dau vina pe autoritățile locale pentru dezastrul produs de zăpadă. Este pericol, că așa face domn primar, nu se ocupă de lucruri, nu mai dane de zăpadă pe aici. Deci toți umblă după ciolane, altfel nu se ocupă nimic. Ia numai firme care dau dreptul ca să dezăpezească, în restul... Ieri o femeie a ajuns la spital, astăzi două firme au fost distruse. Știu, dar asta este la noi, în țara asta românească. Ieri mai multe persoane au fost lovite de zăpada prăbușită de pe acoperișuri, iar o femeie a ajuns chiar la spital.